Ministrul Agriculturii Daniel Constantin a prezentat vineri la DEVA principalele direcții de finanțare a sectorului agricol în perioada 2014-2020. Bani pentru tinerii care vor să se instaleze la țară, microcredite în condiții avantajoase pentru fermieri, ajutoare de stat pentru agricultură sunt doar câteva dintre măsurile anunțate de Ministrul Agriculturii. Accent s-a pus pe înființarea fondurilor mutuale care să asigure despăgubiri în cazul anilor secetoși sau cu recolte calamitate, dar cu o condiție, constituirea în asociații. Uniunea Europeană a alocat bani pentru astfel de programe încă din 2007, însă nimeni nu le-a accesat. Nimeni nu i-a cerut până în acest moment. Am pregătit legislația, există deja două intenții de înființare a fondurilor mutuale, asociația ProAgro, pentru că e o condiție, să aibă cel puțin 30% din suprafața arabilă a țării, fondurile mutuale când se înființează. Ca atare, asociațiile sunt cele care pot să fie baza viitoarelor fonduri mutuale. Deja există intenție din partea ProAgro de a înființa și din partea LAPAR. Indiferent unde decideți dumneavoastră, cred că este foarte important să aderați, pentru că într-un an secetos, cum a fost anul 2012, fermierii pot fi compensați de ceea ce nu asigură societățile de asigurări. Hunedorenii au cerut ministrului lămuriri cu privire la legea pășunilor, de care încă profită băieții deștepți din unele administrații locale. De 2 ani de zile, România încearcă să găsească o soluție sustenabilă la problema acestor pajii și a pășuni de a fi folosite doar de crescătorii de animale și se pare că încă nu găsim, iar băieții deștepți la această perioadă își prelungesc contractele cu încă 5-10 ani, cu ajutorul consiliilor locale. Potrivit ministrului, s-au adus o serie de modificări la lege încă din această vară, printr-o ordonanță de urgență, în favoarea crescătorilor de animale. Iar dacă în județul Hunedoara se întâmplă altfel, atunci corpul de control al ministrului va rezolva punctual sesizările făcute de crescătorii de animale. Este esența ordonanței de urgență. Pune în prim plan crescătorul de animale, asociația de crescători din comuna respectivă. Consiliul local este în plan secund dacă cineva nu solicită pășunea respectivă, atunci Consiliul Local este cel care putea până acum să solicite. În 2014 vine și Comisia Europeană și clarifică aceste lucruri și spune Consiliul Local nu poate să fie beneficiar. De ce? Pentru că se dă o definiție a fermierului activ. Iar Consiliul Local este pe lista neagră a, din punct de vedere al Consiliului, ca și aeroportul, ca și alte instituții care nu fac agricultură. Trebuie să aibă activități agricole și venituri din agricultură, cel puțin 5% din veniturile societăților respective. Iar România poate să vină cu chestiuni mult mai restrictive decât acestea. Deci, din acest punct de vedere, ordonanța a clarificat toate aceste lucruri și cred că sunt cazuri izolate pe care eu sunt deschis să le rezolvăm chiar cu corpul de control al ministrului, dacă dumneavoastră le ridicați. După avizul Parlamentului privind aprobarea normelor metodologice, România va avea, începând cu luna octombrie, o nouă lege a pajiștilor, care reglementează concesionarea pășunilor de către crescătorii de animale.